Vă salut, dragilor, sunt Cristian și în acest video o să vă arăt cum ne putem face o nouă investiție într-un cont deja existent, unde mai avem deja un contract de investiții pe platforma GigoS. Dacă e să verificăm, ne ducem la round 2, la My Contracts și vom vedea aici contractul pe care noi îl avem deja pe acest cont. Vedem că în 11 decembrie 2021 s-a cumpărat acest contract unde avem 15 ECN-uri, da? Titluri de proprietate, dintr-un contract de 150 de ECN-uri, așadar putem să intervenim oricând asupra acestui contract să cumpărăm restul de 135 de titluri de proprietate. Însă nu am să fac acest lucru deoarece am deja ECN-uri, pot să intervin oricând din câștigul meu să îmi cumpăr aceste ECN-uri. Dar pe mine mă interesează acest Gigocoin, da? Moneda companiei. Și cel de-al doilea beneficiu, tokenii care îmi vor produce mie în 48 de ore o anumită sumă de bani. Deci avem întotdeauna ca și investiție în programul fractal două beneficii. Fie ECN-uri plus token, titluri de proprietate plus token, ECN-urile vor produce bani în timp, au o dobândă de 18% pe an, bani pe care noi îi vedem lună de lună, deci s-au împărțit 18% pe 12 luni și lună de lună noi vedem cum crește acel rezultat în urma dobânzii respective, și token care se pun într-un blockchain și care după 48 de ore generează profit pentru noi. Un al doilea contract în programul fractal este programul cu Gigocoin. Dacă e să intrăm aici, vom vedea la secțiunea aceasta, la Exchange Rate, că această criptomonedă, da, Gigo, a pornit de la 1 euro în data de 10 decembrie 2021. În momentul de față suntem în 19 februarie 2022 și această criptomonedă valorează 7,61, deci a avut o creștere de 761%. De ce crește această monedă? Pentru că s-au pus în vânzare 99 de milioane de monede strict pentru partenerii acestei companii. Nu este listată pe exchange-uri, da? Ca să fie cumpărată și vândută. Ea în acest moment este doar cumpărată și știm destul de bine în momentul în care cumperi un produs sau un serviciu, da? Sau o criptomonedă, dacă e să ne legăm strict de acest lucru, ea doar va crește pentru că se investește în ea. În momentul în care este listată pe exchange-uri, asemenea cum sunt listate acțiunile unei firme pe bursă, atunci există cumpărare și vânzare. Și în acel moment crește și scade prețul unei acțiuni. La fel se întâmplă și cu criptomoneda. În momentul în care este lansată și listată pe un exchange, da? Atunci se cumpără și se vinde pentru a face profit. Asta înseamnă creștere și descreștere a prețului monedei. În acest moment, gândește-te că investești într-o monedă, da? Care ea doar va crește. Deci capitalul tău, investiția ta, doar va crește. Și ca să vă dau un simplu exemplu, ia uitați ce avem aici. Da? Un contract existent de 650 de euro în care s-au cumpărat 134 de monede. Valoarea curentă a acestei investiții de 650 de euro este de 1064 de euro. Iar profitul este de 414 euro și asta s-a întâmplat în doar o lună de zile la această valoare. Da? Momentan vrem să facem o investiție mai mare prin care să cumpărăm această monedă. Și haideți să facem acest lucru. O să mergem pe secțiunea fractal să verificăm blockchain-ul pe care îl avem. Mergem la boards. Și vom vedea aici că avem niște mese și niște token plasați într-o balanță care nu prea este echilibrată. Noi trebuie să echilibrăm cumva această balanță. De ce? Pentru că echilibrul în partea de sus și în partea de jos, dacă este egal, acești token, da, vor face
anumite combinații. Combinațiile respective de 3x3 ne vor produce de 25 de euro. Ce înseamnă combinație de 3x3? Înseamnă că pe partea de sus dacă am 3 token și pe partea de jos dacă am 3 token, acest token, da, 10.001, codul acesta, ne va genera 25 de euro. Da? Având în vedere că avem deja niște contracte existente, s-au pus deja în masa A, avem masa A, masa B, masa C, D, E și F, s-au pus deja în masa A acești token, care au generat la rândul lor niște bani. În momentul de față, dacă e să intrăm la resurse, vom vedea că există deja un bonus de 350 de euro în fractal, ok? Pe acești token. Haideți să facem un mic calcul să vedem ce putem câștiga de aici. Păi avem la acest token 13 pe partea de sus și 21 pe partea de jos. M-ar interesa următoarea combinație. Deci 12 cu 12, să înțeleg că am trecut de ea, pentru că am avut deja 12 aici și 12 aici. Și atunci ar trebui să mergem puțin mai sus la următoarea combinație de 18 cu 18, unde ne vom produce 160 de euro. Deci, practic, da, asta am zis bine, ne vom produce. Practic, ne producem banii în funcție de cum dorim noi. Și atunci, dacă am acest token, vreau ca pe partea de sus să-i mai pun încă 5 token, da? Și să-mi generez aici 18. Ca atunci când am 18 pe partea de sus și 18 pe partea de jos, eu voi încasa 160 de euro în 48 de ore. Da? Deci, în primul rând, pe partea de sus va trebui să pun 5 token. O să-mi notez aici. În masa A, 5 token. În masa B, avem 11 token pe partea de sus, 3 token pe partea de jos. Ce înseamnă chestia asta? Că pot să mă duc la următoarea combinație de 12 cu 12 în masa B, aici, pe acest tabel. Adică voi produce 200 de euro. Da? Cum facem chestia asta? Păi avem 11 sus, mi-e trebuie 12. Deci va trebui să pun un token pe partea de sus, undeva pe mesele acestea, unde zic cu plus, da? Pe mesele libere. Bun, iar pe partea de jos va trebui să pun 9 token. Da? Aici am deja liber, o să pun pe aceste mese și așa mai departe și o să vedem că s-ar putea ca dacă noi punem aici niște token, s-ar putea ca acest token să producă și el o combinație de 3 cu 3 și probabil și acesta. Și atunci, 9 token pe partea de jos, 1 token pe partea de sus, asta înseamnă că în masa B vom pune 10 token în total. Îmi notez aici, 10 token, masa B. În masa C nu avem nimic. Da? Deci va trebui să intrăm și pe masa C, să fim pregătiți pentru că se vor face investiții. Fie că le fac eu personal, fie că le fac membrii echipei mele. Da? Și pe masa D, bineînțeles, dacă nu am în C, nu am nici în D și atunci va trebui să intru și aici cu un token cel puțin să fiu pregătit. Ce înseamnă token în masa C și token în masa D? Ia uitați, o combinație de 3 cu 3 în masa C valorează 120 de euro, iar în masa D 200 de euro. Da? Dacă un token ajunge la o combinație de 25 cu 25 unde este maturitatea lui, în masa C îmi va genera 1540 de euro, iar în masa D 3200 de euro. Da? Și gândiți-vă că am pornit de la început, de unde se pornește orice afacere și în lumea fizică, reală și în lumea online. Da? De la o combinație de 3 cu 3 în masa A unde valorează 25 de euro. Și poți ajunge până în diferite mese până la 16.000 de euro. Ca să câștigi 16.000 de euro, tu vei trece prin toate aceste câștiguri, 1.500, 2.500 și așa mai departe, pentru că vei avea 3 token pe o parte, 3 token pe o parte, pe urmă 6 token pe o parte, 6 pe o parte, 12 sus, 12 jos, 18 cu 18 și pe urmă 25 cu 25, da? După cum vedem aici. Ia uitați, s-a ajuns la 21. S-a ajuns la 13. Aici o să facem 18 și tot ne ducem în sus și plasăm în continuare în acest blockchain mai mulți token. Da? Deci încă un token în masa C și un token în masa D. Acum, haideți să mergem la GigoCoin pentru că asta ne interesează, să cumpărăm moneda din aceste contracte
dar făcând această analiză asupra contului, cum și cât câștigăm, da, va trebui să facem un contract personalizat. Contractul personalizat se face doar de către partenerii care au deja un contract cu ECN-uri. Spuneam la început de acel contract din 11 decembrie, da? Și atunci, nu mă duc la package standard, nu mă duc la AMP package, nu mă duc la GICO package, mă duc la custom package, da? Unde pot să-mi selectez eu, în funcție de preferințe și necesități, tokenii pe care eu îi vreau în mesele respective, astfel încât să-mi produc banii pe care vreau eu să-mi produc. Am spus că în masa A îmi trebuie 5 tokeni, deci voi pune 5 tokeni aici. Asta înseamnă 250 de euro, da? Ca și investiție. În masa B mi-am notat aici 10 tokeni. Da? În masa C un token și în masa D un token. Valoarea mea totală de investiție este de 2001,43 de euro. Da? Prețul unui ECN, prețul unui Gigocoin în momentul de față este 7,61 de euro. Da? După cum v-am arătat mai devreme. La acest contract de 2000 de euro voi primi 263 de monede. Da? La acest preț pentru această investiție. Bun, următorul pas este să dau make a purchase. Dar având în vedere că în aceste zile, da, avem un bonus, este o ofertă la Bounty Gigo aici, dacă e să intrăm, da? Bounty code este valabil pentru următoarele 40 de zile. Da? Ți se oferă un cod dacă partenerul tău sau tu personal ai făcut un deal, ai făcut un contract, ți se oferă un cod de reducere, adică reducere în sensul că vei primi dublu, da? Monede sau dublu ECN-uri dacă vrei să îți cumperi unul din contractele respective, deci ți se va reduce la jumătate prețul acelei monede. În cazul nostru vrem să cumpărăm Gigocoin, da? Investiția rămâne aceeași, numai că ți se dau mai multe monede. Deci, practic, ți se reduce prețul de 7,61 la jumătate. Și pentru chestia asta trebuie să introducem un cod, Bounty Code, da? O să mergem mai jos și o să vedem Code Activation Page. Dăm click pe Code Activation Page. Introducem acest cod și dăm submit. Codul acesta este folosibil o singură dată pentru un singur contract, da? Deci dacă îl vedeți în video și încercați să-l activați, nu o să vă meargă, da? Dăm submit și avem 5 zile la dispoziție să îl folosim, da? Pentru că el a fost generat acum 2 zile. Orice cod se generează în momentul în care îl primești, ai 7 zile la dispoziție să îl activezi și 7 zile la dispoziție după asta să îl folosești. Deci un cod înseamnă one deal, adică un contract. Deci spune și aici, bounty code, da, acest bounty code este un cod special care îți reduce prețul la jumătate de la Gigocoin sau ECN, da? By half. Adică jumătate. Și atunci îi dăm activate code pe acest cont, da? Și ia uitați ce zice. În 6 zile și 23 de ore și 59 de minute va trebui să folosim acest cod, da? Și dacă îi dau make a purchase Gigocoin, mă va duce aici. Da? Și ia uitați ce zice. 236 mi se dublează la 473. Da? Nu mai primesc 433, primesc 867. Dar pe mine mă interesează să fac un contract personalizat, adică custom package, în masa A îmi iau 5 token, în masa B am zis 10, unul în C și unul în D. Și vă dați seama, mai devreme ați văzut că primeam 200 și ceva de monede, acum primesc 526, era prețul de 7,61, acum este de câte la jumătate, 3,805 bonus, ok? Suma mi-a rămas aceeași, dar primesc dublu
Monede, practic, asta mă interesează și gândiți-vă dacă prețul ei este acum de 7,61 și eu îl cumpăr la jumătate, gândiți-vă în momentul în care va fi 10 euro, da, investiția mea va fi mult mai mare. Ok, și dăm pe click Make a Purchase Here, da? Dăm pe Confirm, da, aceasta este comanda mea, da? Câte monede voi primi? Care sunt tokenii pe care eu îi primesc în fiecare masă, care este suma în Goscoin, este moneda interioară, care este suma în euro și va trebui să dau proceed to payment. Dau click proceed to payment și mă va duce către balanța mea. În balanța mea este 40,03, adică am suma de 2000 de euro pregătită, iar eu va trebui să plătesc 40,286. 0286, da? Dau click pe pay. Așteptăm. S-a făcut cu succes plata respectivă, dăm OK. Spune că mulțumim. Plata pentru GigoCoin a fost primită. Vă rugăm să așteptați procesarea și primirea GigoCoin-ului către portofelul dumneavoastră, care poate să dureze până la 15 minute. Nu vă faceți griji, imediat după ce monedele vor fi introduse, completate în portofelul vostru, informația respectivă cu introducerea GigoCoin în balanță va fi afișată în secțiunea Info Page, adică aici, da? Dacă dăm click pe Info, ne vom vedea contractul deja în listă, deci mai puțin de 15 minute, câteva minuțele, 2-3 minuțele, ok? Și avem aici 2651, adică cei 650 de euro pe care i-am investit, plus, înainte, plus 2001,43. Avem în total de 660 de monede, ok? Valoarea curentă este de 5067 de euro. Gândiți-vă ce am făcut în momentul de față. Practic, noi am cumpărat la jumătate de preț și instant, în 2-3 minute, valoarea investiției noastre s-a dublat. De ce? Pentru că valoarea GigoCoin la ora actuală este dublă. Noi am cumpărat o criptomonedă la jumătate de preț, iar valoarea investiției noastre se reflectă în prețul actual al criptomonedei, adică dublu. Deci avem 2651, dublu este 5067, având în vedere că am făcut acea investiție de 2000 de euro, da? Practic, acea investiție este dublă, nu și primul contract de 650 cât l-am avut înainte. Și atunci, în momentul de față, avem un profit deja de 2415 euro. Cei 400 de euro dinainte, plus încă 2000 de euro în plus față de ce am investit noi. Adică am investit 2000 de euro și avem un plus de 2000 de euro. Da? Deci, practic, ți-ai scos investiția instant. Și ai o investiție pe termen lung, da? Care îți produce tot timpul, deoarece contractul respectiv pe care tu l-ai investit în această criptomonedă crește tot timpul datorită prețului care este în creștere. Acum, haideți să trecem mai departe, pentru că noi pe lângă această criptomonedă am mai primit și token, exact, cele mai bune beneficii. Ok, și am zis așa, pe tokenul respectiv va trebui să pun 5 token în partea de sus, da? Și avem pe partea asta avem câțiva token pus și avem o masă liberă aici sau în continuare acestor token. Dacă dau click aici, vedeți că mi se deschide altă balanță pe care să pun, da? Dar haideți să o luăm ușor. Să înțelegem puțin acest concept. Dacă am 13 aici, mai îmi trebuie 5, da? Nu pot să-l plasez aici pentru că e masa ocupată de acest token cu 10.002. Acesta este 10.004, acesta este 10.005, da? Și atunci trebuie să pun în continuare unde am masă liberă, dar să fie pe această structură, pe partea de sus. Vedeți acest lanț blockchain acesta, da? Până aici pot să mă întind. Dacă pun aici un token, înseamnă că mă voi duce pe partea de jos. Și atunci nu vreau pe partea de jos pentru că am deja 21. Eu vreau să-mi cresc aici, în partea de sus. Și atunci, voi pune un token aici, în primă fază. Ia uitați, tokenul din contractul meu, pe care tocmai l-am făcut. Și atunci voi da un click aici, cei 5 token pe care i-am cumpărat pentru masa 1, 2, 3, 4, 5. Voi da submit. Se plasează tokenul respectiv
voi plasa încă un token pe partea de jos și am generat încă un token, va genera 3 cu 3. Ia să vedem. Dacă dăm click pe el. Submit. Super, super. Deci în momentul de față 10.005 a generat o combinație de 3 cu 3. Asta înseamnă că 3 cu 3, 25 de euro. Da? Deci avem un 25 de euro ne-am generat prin acest token. Acest token avea 7 sus și 5 jos. A depășit 6, deci va trebui să ne uităm în tabel la 6 cu 6 și avem încă 50 de euro. Deci 25 plus 50 avem 75 de euro generați până acum. Dar am ajuns la 15 token, adică mai ne trebuie încă 3 undeva plasați pe partea de sus ca să ajungem la 18 cu 18 și să generăm pentru acest token un comision de 160 de euro. Haideți să vedem pe unde îi plasăm. Pe partea de sus mai trebuie să plasăm încă 3 token, da? Pe partea de sus, 3 token. Da, vom da click pe acest token și o vom lua de sus în jos. Și vom genera așa, un token aici. Încă un token vom plasa aici. Și un token pe partea de jos, la acesta. Și în acest moment am terminat cu tokenii. Dacă mai aveam încă unul să-l plasez aici, înseamnă că acest token, 70.001, putea genera 3 sus, 3 jos și mai generam încă 25 de euro. Dar nu e timpul pierdut, pentru că tot timpul se vor face acest astfel de combinații de token, da? Și atunci, dacă e să ne luăm, nu vom termina niciodată. Trebuie să ne limităm la banii pe care îi avem disponibil pentru investiții, să generăm alți bani, alte resurse și pe urmă să facem reinvestiții, da? Deci nu vă gândiți că acum trebuia să calculez la nesfârșit, pentru că ne vom duce la infinit, da? E nelimitat acest blockchain. Putem să câștigăm sute, zeci de mii, sute de mii de euro, da? Și atunci mergem înapoi și verificăm ce am făcut. Am ajuns cu acest token la 18 sus, 21 jos. Asta înseamnă încă o combinație de 18 cu 18 pentru tokenul respectiv, deci plus 160 de euro. Și aveam dinainte încă 25 și cu încă 50, da? Deci un total de 235 de euro generați în masa A. Haideți să trecem în masa B. Trecem în masa B și vedem ce este aici. Am spus că avem 11 cu 3 și vreau un token pe partea de sus, da? Îl voi plasa aici, este liber. Ia uitați câți token am aici. Cei 10 token care i-am vrut în masa B, da? Și plasăm un token aici. Am ajuns cu 12 aici, da? 12 token aici. Și avem pe partea de jos, trebuie să mă duc până la 12 ca să-mi generez încă 200 de euro, da? Adică zona aceasta. Haideți să vedem acum unde îi plasez. Deci trebuie să plasez pe partea asta 9 token plus 3 să fie 12 sus, 12 jos. Și atunci avem așa 20.003. Vreau să ajung și cu acest token să genereze 3 sus, 3 jos, pentru că am 9 token de plasat și va trebui să-i plasez în continuarea lui. Voi plasa aici un token. Sper că este destul de simplu pentru voi să înțelegeți ceea ce fac aici. Dacă nu, reluați acest video de ori de câte ori este necesar să înțelegeți ceea ce explic, da? Pentru că este destul de simplu. Vă puteți uita și la tutorialele precedente, unde am început de la zero, da? Să plasăm token și să explicăm despre el. Ok, în momentul de față am plasat 4 token din cei 9, adică acest token a generat deja 3 cu 3, deci 20.003, trebuie să mă uit să vedem cât înseamnă 3 ori 3 în masa B, înseamnă 40 de euro. Deci mi-am produs încă 40 de euro, perfect. Dar eu mai am deplasat până la 12, mai am 5 token deplasat. Haideți să vedem pe unde îi plasez. Păi aș vrea să îi plasez în partea de sus aici,
la 70.010 și să fac și pentru acest token 3x3, să mai încasez și de aici încă 40 de euro. Și atunci îi plasez aici, pe aceste plusuri. 1 aici. 2 aici. 2 aici. Da? Plasând 2 pe partea asta de sus, vedeți că a crescut la 3. Acum trec pe partea de jos, în fața acestui token și pun încă 2 token. Și încă unul. Și practic, în acest moment, acest token a generat 3x3. Deci încă o combinație de 3x3 înseamnă 40 de euro. Îi trecem acolo, 40 cu 40, 80. Și mai mi-a rămas încă un token. De ce? Pentru că eu am calculat astfel încât acest token să-mi genereze 12 cu 12, deci am 11 jos și pe partea asta, pe undeva pe aici, va trebui să mai plasez un token. Nu mai contează unde, pentru că, oricum, în momentul în care îl voi plasa, nu îmi va mai genera la alți token alte combinații, da? Dar îmi va genera pentru acest token. Asta este plasarea pe care eu am calculat-o dinainte. Și atunci, 12 cu 12, ne ducem în tabel mai jos, 12 cu 12 în masa B înseamnă 200 de euro. Și am generat așa, să facem un mic calcul. Am generat în masa A cei 160 de euro, haideți să vedem încă o dată, 160 de euro pentru 18 cu 18 la acest token, încă 50 de euro generați pe tokenul 10.002, de ce? Pentru că am 6 sus, 6 jos, și pe tokenul 10.005 încă 25 de euro. Deci 160 plus 50 plus 25, asta înseamnă 235 din această masă. În masa B am generat așa, 12 cu 12 aici, care înseamnă 200 de euro, revin aici în tabel și mă uit, da? Am generat pentru acest token 3 ori 3, da, 3 sus, 3 jos, asta înseamnă 20.003, înseamnă 40 de euro, deci mă duc aici, 3 cu 3 înseamnă 40 de euro, același 3 cu 3 pentru acest token 70.010, aceiași 40 de euro. Vedeți acum că îmi spuneți, domnule, ați făcut sus 7 și jos 4, da, dar dacă mă uit în tabel, nu am 7, da, am, în partea de sus am 6. Va trebui pe viitor să plasez token în partea de jos încă 2 pentru a-mi genera încă 80 de euro pe acest token. Plasând încă 2, automat va crește și în sus și voi avea aici 14. Și următorul nivel la care eu pot să generez bani din acest token este de 18 cu 18, care îmi aduce 300 de euro în masa B. Okay? Deci în total am generat 235 de euro în masa A și 200 cu 40 și cu 40, 280 de euro în această masă. Asta înseamnă un total de 235 în masa A cu 280 în masa B, 515 euro, da? Care eu îi voi primi în 48 de ore, pentru că după 48 de ore va genera acești token banii respectivi. Ok? Dar mai am încă 2 tokeni. În masa C am un token, așa că dăm auto placement of first token, autoplasare pentru primul token, dăm yes. Și ne-a plasat primul token, deci am deschis și masa C. Și acum suntem disponibili pentru un nou contract ca să punem token în continuare. Și ia uitați, în masa C, dacă eu voi pune 3 pe partea de sus, 3 pe partea de jos, pot să-mi fac un contract personalizat ca astăzi, voi câștiga 120 de euro, nu voi mai câștiga 25 de euro, da? Cum am făcut în masa A sau 40 de euro în masa B. Voi câștiga 120 de euro pentru aceeași token plasat și pe partea de sus și pe partea de jos. De aceea e bine să ne ducem cât mai mult încolo și să deschidem mese, astfel încât să ne ducem cu tokenii respectiv până la maturitate și să obținem comisioanele care sunt generate de acești tokeni. Deci este o afacere în care puteți câștiga bani. Mergem și în masa D, o deschidem și pe aceasta, pentru că nu aveam deschisă și uitați, așa se fac banii în mediul online.
Asta este afacerea ta, ți-o administrezi exact așa cum dorești tu. Ok? Sper că v-a plăcut acest tutorial și urmăriți în continuare și următoarele tutoriale despre investiții și despre cum îți administrezi propria ta afacere online. Vă doresc mult succes și cât mai mulți bani!